fiu dirit la o filmare, vreau să-mi scuzați, nu trebuie, care am avut marea tăcere, joc alături de Marcel Iureș, un serial pe care HBO-ul prepară în momentul de față și care îi va da drumul pe televizare în curând. Este o continuare, sezonul vei de la în derivă. Dar, în schimb, am făcut și o voce pentru un clip al Vodafone-ului. Și am fost foarte fericit să reiau colaborarea cu Vodafone-ul, pentru că mulți ani în urmă, atunci pe când Vodafone-ul se numea Conex, am făcut vocea unui clip care a avut un mare succes la vremea aceea, pentru că erau un filmuleț foarte frumos, foarte sensibil, foarte impresionant și știu că a avut mare succes. Sper ca și acest clip să aibă succes, mai ales că este un mesaj teribil de necesar în momentul de față pentru noi, pentru țara noastră, pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față. Noi cei care lucrăm în teatru, sportivii, știm, suntem obișnuiți să lucrăm în echipă și noi știm că atunci când suntem mai mulți împreună, lucrurile ies bine sau mai bine decât altfel. Așa că știam despre ce vorbesc în momentul în care am făcut vocea acestui clip și am făcut-o cu multă dăruire, cu multă seriozitate și crezând în ceea ce veți auzi că am spus acolo. Și cu asta... Ah, ce să mai zic?